Joi, 10 iulie 1466. Dintr-un vârf de munte a tras Ștefan Vodă cu arcul. Săgeata s-a înfipt în lemn de paltin. Acolo au făcut altarul. Alegerea locului nu era întâmplare. Vestitul Daniil Sihastru văzuse aici mulțime de îngeri luminați, cântând și ținând în mână făclii aprinse. Întâlnirea dintre Ștefan și Daniil a fost cu siguranță. Dealul Crucii e până în ziua de astăzi o mărturie. Și așa am prins din moș strămoș. Dealul Crucii ca fiind locul de unde Măria sa Ștefan a tras coarcul. Apoi bucata de paltin ce se păstrează în muzeul mănăstirii este iarăși o realitate. Deci legenda se întâlnește cu adevărul istoric. Ani întregi a cioplit Daniil în stânca așezată acolo de la facerea lumii. Venise aici de tânăr, hotărât să fie sihastru. Ștefan cel Mare a avut cel puțin două înfrângeri în domnia lui și spune tradiția și legenda că a venit la un moment de necaz aici. Un moment de necaz și de cumpănă în domnia lui. A găsit un gând de la Dumnezeu care să-l scoată din această stare. Și sfatul lui Daniel Sihastru n-a fost că o să ridice o armată, ci a spus: fă un lucru pentru Dumnezeu, într-un fel, și Dumnezeu o să facă un lucru pentru tine. Septembrie 1470. Zidurile Putnei erau gata, iar biserica, pictată și dăruită cu toate cele de trebuință. Ștefan privea spre mănăstirea sa dragă, pe care, cu smerenie, o dăruia Atotputernicului. Atunci când a ctitorit mănăstirea Putna, în niște momente istorice, aparte, după două bătălii câștigate cu tătarii, a fost începutul respectiv ziua de sfințire, Sfântul Ștefan a închinat cumva întreaga țară, a pus-o sub acoperământul Maicii Domnului. Maica Domnului este o purtătoare de grijă și a monahilor și a familiei, dar și a comunităților, ca stat. Moldova, în timpul domniei lui Ștefan Vodă, a cunoscut stabilitatea și prosperitatea. Era iubit de oameni care îl simțeau de-al lor. În Ștefan cel Mare avem această cumpătare, această dreaptă socoteală în a relaționa cu supușii săi, cu boierii, cu câtă înțelepciune a știut să-și apropie și dușmanii. Foarte iubit de supușii săi. Asta m-a cucerit și eu sunt convins că ăsta este portretul adevărat al lui Ștefan. Un om pe care oamenii, supușii lui, l-au simțit ca un părinte. Deci, asta e, dacă am putea spune într-un cuvânt, el a reușit să fie părinte. Mateo Muriano spunea despre Ștefan în anul 1502.
un om foarte înțelept, vrednic de multă laudă, iubit mult de supușii săi, pentru că este îndurător și drept, veșnic treaz și darnic. Anul 1467. Ștefan se afla pe câmpul de luptă, împotriva lui Matei Corvin. Soția sa, Evdochia, dând naștere unui copil, se afla în pragul morții. Ștefan a aflat vestea, dar nu s-a urcat pe cal să-și vadă pentru ultima oară iubita soție. A rămas pe câmpul de luptă. Țara trebuia apărată. Ajuns acasă, biruitor, Ștefan și-a luat rămas bun de la frumoasa Evdochia, sărutându-i mormântul. N-a mai văzut-o niciodată. Atât de mult își iubea domnitorul țara. Marți, 2 iulie 1504. Domnul, cel mult iubit de supușii săi, a trecut la cele veșnice. Groapa, de multă vreme pregătită, în camera mormintelor din Biserica Putnei, i-a primit trupul ostenit. Nimeni, nici dintre înaintași, nici dintre urmași, nu l-au mai ajuns și nici nu l-a mai depășit vreodată. A creat o epocă, a creat un stil în Moldova, în construcția bisericilor, stilul ștefanian care s-a impus în Moldova până în ziua de astăzi și a apărat credința cum nimeni altul. Ștefan rămâne viu, puternic, pentru că a știut să fie părinte al tuturor. ...47 de ani de domnie, 34 de bătălii câștigate și mulțime mare de biserici și mănăstiri ridicate. Iată moștenirea pe care Ștefan o lăsa neamului său. ...2 iulie 1992. Apărătorul neînfricat al credinței și patriei străbune trecea în rândul sfinților din calendar. ...12 arhierei, în frunte cu Patriarhul Teoctist, au slujit la liturghie. De la Constantinopol a fost adusă sabia marelui voievod Ștefan. În ianuarie 1992 am aflat pentru prima dată că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, întrunit în ședința de lucru din luna ianuarie, a decis canonizarea Sfântului Voievod Ștefan. Pentru noi a fost o bucurie și totodată am început în mintea noastră a vețuitorului al mănăstirii cum putem să împodobim Putna pentru această aleasă sărbătoare.
Domnița stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să pomenim. Iubiți credincioși, ne-am adunat astăzi la Sfânta Mănăstire Putna, lângă mormântul Sfântului Ștefan cel Mare, trecut de Sfântul Sinod în calendarul cinstirilor noastre ortodoxe. Ne-am adunat cu credința în Dumnezeu, în primul rând, și cu evlavie multă, pentru a ne pleca genunchii și fruntele în fața mormântului acelui care a fost biruitorul vrăjmașului, acelui care a fost apărătorul creștinătății și a Europei întregi, Ștefan cel Mare. La 550 de ani de la zidirea mănăstirii sale dragi, Ștefan Voievod, cel mare și sfânt, e aici. Datorită prezenței sale multiseculare, Putna e încă în picioare. Loc de pelerinaj și rugăciune. Asta a fost și este mormântul Sfântului Ștefan la Putna. Începuturile obștii monahale a Putnei au fost relativ modeste. Ștefan cel Mare a adus de la Volovăț la Putna Biserica lui Dragoș. Aici s-au rugat primii călugări ai Putnei. Ctitoria lui Dragoș Vodă, numită și Mănăstirea Veche, se află în apropierea Mănăstirii Putna, fiind acum una dintre cele mai vechi biserici din Europa. Simplă și modestă, așa cum arată azi, Biserica lui Dragoș rămâne un simbol al începuturilor statului moldovenesc, dar și al Mănăstirii Putna, atestând astfel întâietatea acesteia între celelalte mănăstiri ale Moldovei. Biserica Dragoș Vodă este numită Mănăstirea Veche a Putnei. Aici, lângă această bisericuță de lemn, s-a întemeiat prima comunitate de călugări. Ea a fost foarte importantă pentru Sfântul Ștefan cel Mare. La anul 1468 a fost luată de la Volovăț și adusă aici, la Putna. Sfântul Ștefan cel Mare era un mare creștin și un apărător al dreptei credințe.
15 martie 1484. Un letopiseț consemnează: în Miercurea Mare, la miezul nopții spre joi, a ars toată mănăstirea Putnei cu desăvârșire. Despre refacerea mănăstirii Putna după marele incendiu nu se știu multe. Singura imagine a noii biserici ne-a lăsat-o Ion Neculce. Și așa a fost făcută mănăstirea de frumoasă, tot cu aur poleită, zugrăveală mai mult aur decât zugrăveală, și pe dinăuntru, și pe din afară, și acoperită cu plumb. Nicodim caligraful și-a început activitatea în Putna. Apoi ceilalți copiști care au fost, deci cei care au copiat manuscrise, tetraevangheliarul deci de la Humor, tetraevangheliarul de la Hotin, tetraevangheliarul anonim, leastfița lui Ioan Scărarul, au fost lucrate aici, în această mănăstire. Deci Ștefan, dintr-un început, a făcut din Putna un loc unde a fost iubită cartea. Două dintre cele mai importante traduceri realizate în Putna secolului al XVI-lea sunt Pravila ritorului Lucaci și Floarea darurilor. Broderie, sculptură, copiere și traduceri de manuscrise, miniaturistică, toate erau ascultări obișnuite ale monahilor. O luminoasă figură răzbate din întunecatul veac 17. Sfântul Ilie Iorest. Venit din Transilvania, acesta se călugărește la Putna, ca ulterior, în anul 1640, să devină mitropolit al Transilvaniei. Moare la Putna, la 12 martie 1678. Azi odihnește lângă altarul bisericii. Omul cu adevărat providențial pentru mănăstirea Putna este Iacov Putneanul. Devotat trup și suflet mănăstirii sale de metanie, nu a cruțat nicio osteneală pentru a o ridica din ruina în care o aduseseră vremurile și oamenii.
e incontestabil că, datorită Marelui Mitropolit, între anii 1750 și 1775, Putna s-a aflat la apogeul însemnătății, prețuirii și recunoașterii de care s-a bucurat în toată istoria ei. Astăzi, Mitropolitul Iacov își doarme somnul de veci în biserica mănăstirii sale dragi, Putna. Evenimentul pe care nicio istorie a neamului românesc nu îl poate trece cu vederea este găzduirea la Putna a primei mari serbări a tuturor românilor în anul 1871. Nu puteai ca român, ca mare student, să nu îți dai seama de anormalitatea situației. Aveai un popor, aceeași cultură, aceeași limbă, în primul rând, apoi aceeași credință, împărțit în vreo 5 imperii. Recursul lor la rădăcini, la istorie, în cazul ăsta s-au legat de Ștefan cel Mare ca cea mai mare emblemă a demnității naționale sau a ceea ce înseamnă să fii român sau a spiritualității noastre. S-au legat de ea ca să-și propage propriul mesaj actual, modern, pentru timpurile în care trăiau. Peste 3.000 de tineri din toate provinciile României au fost atunci la Putna. Ioan Slavici, Mihail Cogălnicianu, Ade Xenopol, Dimitrie Gusti, Ciprian Porumbescu au fost și ei aici. Dacă Eminescu ne-a lăsat cele mai frumoase cuvinte despre Putna, altar al conștiinței naționale e mormântul Sfântului Ștefan și iar Putna în general Ierusalim al neamului românesc, ei bine, aceasta arată trăirea și simțirea lui Mihai la Putna venind aici la mormântul Sfântului Ștefan. Scrierile lui Eminescu arată tocmai dragostea pe care Eminescu a avut-o față de acest loc. În anii 80, în plin regim comunist, sute de tineri își cântau la mormântul lui Ștefan tristețea, bucuria și speranța, într-o epocă în care totul părea pierdut. Aici, la Putna, a fost o tradiție mare în tot acest timp, era sărbătorit Ștefan cel Mare de ziua Sfântului Arhidiacon Ștefan, deci pe 27 decembrie. Deci e o mare tradiție foarte veche în care se venea la Putna și se colinda. Sau se cântau, se veneau oameni și cântau aici la mormântul. Era loc de adunare, loc de oamenii se grupau în jurul acestui loc.
La 25 aprilie 1992, regele Mihai I venea la Putna. Era prima vizită în România a fostului suveran Mihai, după un exil de o jumătate de secol. Cu 500 de ani în urmă, Sfântul Voievod Ștefan trecea la cele veșnice. Edificiul principal al mănăstirii, biserica, a fost construită între anii 1653
1662, pe locul bisericii ctitorite de Ștefan cel Mare. La exterior, biserica, prevăzută cu contraforți înalți, are fațadele împărțite în două registre. Cel inferior fiind marcat prin arcaturi decroșate în consolă și registrul superior cu ocnițe arcuite, ușor retrase și conturate prin muluri. Turla, ce se ridică deasupra naosului pe o bază stelară, este străpunsă de câte o fereastră, marcate la rândul lor de colonete în torsadă și încheiate în arcadă. Fundațiile bisericii actuale îmbracă ca o cămașă fundațiile bisericii ștefaniene. În zona altarului este temelia nouă, este peste temelia veche, în rest este exact pe exteriorul vechii temelii. La mijlocul veacului al XVII-lea, voievodul Vasile Lupu a început desfacerea mănăstirii și refacerea ei. N-a reușit să reconstruiască biserica și aceasta a fost reconstruită în timpul următorilor doi voievozi. Prima încăpere a bisericii ar putea fi numită pe drept cuvânt pridvorul mitropoliților. Aici, sub fereastra de pe peretele de miază noapte, o gresie cenușie atestă îngroparea la Putna a mitropolitului Teoctist în anul 1478. De cealaltă parte a pridvorului se află lespedea tombală a mitropolitului Iacov Putneanul. Compoziția judecății de apoi domină întreg peretele de est al încăperii. Seria monumentelor funerare domnești începe în pronaos. Aici odihnesc Doamna Maria, prima soție a lui Petru Rareș și Ștefăniță Voievod. Cel mai important mormânt din această încăpere este cel al lui Bogdan al III-lea. Pronaosul Bisericii Putnei reactualizează pictural scene nou-testamentare, aducând în atenția privitorului învățătura lui Iisus. Dincolo de pragul ușii care desparte pronaosul de actualul naos, în stânga este așezată piatra de mormânt a doamnei Maria Asanina Paleologhina.
Cel mai important mormânt din Biserica Putnei este cel al voievodului Ștefan cel Mare, așezat în partea dreaptă a gropniței. În camera mormintelor, tablouri votive amintesc de viața pământească a voievodului Ștefan și trecerea sa la cele veșnice. În Naos sunt zugrăvite o mulțime de scene nou testamentare. Compoziția răstignirii, pogorârea la iad, nașterea Domnului. Dumnezeu și Sfântul Voievod Ștefan, pentru că Ștefan a iubit pe Fecioara Maria și a rânduit ca acest loc să fie închinat Fecioarei Maria, au rânduit ca pictura să fie închinată tot Fecioarei Maria. Noi am dorit ca această pictură a mănăstirii să fie un dar al viețuitorilor pentru el, Măria sa Ștefan. Un dar răsmerit pe care noi să-l facem la împlinirea 500 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Construit în anul 1773, iconostasul Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Mănăstirea Putna este sculptat în lemn de tei. Pictat în tempera, poleit cu foiță aurie. Singura construcție care s-a păstrat în forma originală, din vremea lui Ștefan cel Mare, este turnul Tezaur. Clădirea cea mai bine apărată, construită în mod special cu acest scop, de a adăposti odoarele mănăstirii în caz de primejdii. Și au fost destule primejdii. Aceste odoare sfinte erau depozitate în turnul Tezaurului. O parte dintre ele s-au risipit de-a lungul secolelor, se găsesc în marile capitale, în marile muzee ale lumii, însă și la Putna sunt suficient de multe ca să dea o mărturie despre dragostea aceasta de frumos și de sfințenie a monahilor care au fost aici.
în zilele noastre, turnul Tezaur adăpostește o parte din biblioteca și arhiva mănăstirii. Latura de sud a incintei mănăstirii Putna este dominată de prezența casei domnești. Patriarhul Teoctist, al treilea mare ctitor al mănăstirii noastre, când a început refacerea casei domnești în partea de sud a incintei mănăstirii, a găsit la doar numai jumătate de metru sub temelia casei domnești rămășițele pământești a trei monahi. Erau galbene și frumoase, dezvenea să le iei și să le săruți. Nimeni nu pune o clădire, o casă nouă, peste un cimitir, peste niște rămășițe pământești. Deci când Ștefan a zidit casa domnească, nu se mai cunoștea absolut nimic. Continuatoare a vechii reședințe ștefaniene, astăzi clădirea găzduiește simpozioanele anuale și întâlnirile obștii monahale cu invitați de seamă. Prima mențiune documentară despre un paraclis la mănăstirea Putna o găsim în anul 1759. Actualul paraclis, cu hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, este rezultatul lucrărilor de amenajare din secolul al XX-lea, sub îndrumarea mitropolitului Justin Moisescu. Actualul turn al porții, construit după anul 1739, pe fundația unui turn mai vechi, poartă numele de Turnul lui Eminescu, poetul fiind găzduit aici în anul 1871. Pe latura de est a zidului de incintă se află turnul Clopotniță. A fost construit în stil romanic, în anul 1882. La Putna, mai mult de jumătate de mileniu, glasul clopotelor nu a încetat. Buga, bătrânul clopot al măriei sale, tace. Clopotele noi au sosit. Mănăstirea dragă a domnului Ștefan primește acum darul voievodului. Cel mai important loc din mănăstirea Putna, după Biserica Mare, este muzeul.
Actuala clădire a muzeului datează din 1964, a cunoscut diverse forme, de fiecare dată monahii căutând să pună la dispoziția vizitatorilor, pelerinilor, o cât mai frumoasă, mai armonioasă și mai plină de sens dispunerea obiectelor, pentru a transmite ceea ce au gândit cei care le-au creat, sunt lucrate aici, în Mănăstirea Pudna, cel mai probabil de către monahii ai Mănăstirii Pudna. Printre cele mai valoroase obiecte aflate în Muzeul Mănăstirii Pudna sunt tetraevangheliarul de la Humor, din 1473, o cruce cu trei brațe și o cădelniță, confecționată din argint aurit, dăruită mitropolitului Teoctist în semn de mulțumire, după ce înaltul ierarh l-a uns domn pe Ștefan cel Mare. Printre multe țesături, aici se poate admira celebrul acoperământ de mormânt al soției lui Ștefan cel Mare, Maria de Mangop. Precum și o minunată ripidă aurită, dăruită tot de domnitor în 1497. Unul dintre obiectele cele mai importante ale acestui muzeu este urna de argint din anul 1871, atunci de hramul mănăstirii de adormire a Maicii Domnului, a avut loc la Pudna prima sărbare a românilor de pretutindeni. Este apoi un obiect scump românilor, o copie după spada aflată la un muzeu din Istanbul, Topkapı, o spadă care a aparținut Sfântului Ștefan pe inelul sabiei, este scris numele Marelui Voievod. Pudna, cu istoria impresionantă, nu numai a locului, dar și a semnificației sau a ceea ce a însemnat ea pentru poporul român, cu date istorice vorbind. Deci te obliga la această deschidere spre istorie, spre cercetarea și fundamentarea cunoștințelor pe care le avem despre Pudna, despre Ștefan cel Mare, despre acest loc și ce a însemnat el, ce este și ce a însemnat. La 2 ianuarie 2005 a luat ființă Centrul de Cercetare și Documentare Ștefan cel Mare. În anul 2010, simpozionul Colocviile Putnei ajungea la ediția a 10-a, moment în care se înființa revista Analele Putnei. În cadrul centrului, ia naștere editura Mitropolitul Iacov Putneanul. Trecută la Domnul pe 5 mai 2006, Maica Benedicta, academician Zoe Dumitrescu Bușulenga, a fost înmormântată, conform dorinței testamentare, la Putna.
la 18 iulie 2008, ia ființă Fundația Credință și Creație, academician Zoe Dumitrescu Bușulenga, Maica Benedicta. În anul 2009 se înființa editura Nicodim Caligraful. Prima lucrare publicată a fost ediția completă Zoe Dumitrescu Bușulenga a scrierilor despre Eminescu. O realizare importantă este reîntoarcerea la tradiția muzicii psaltice ortodoxe, cu veche tradiție la Putna, organizându-se grupul psaltic Eustatie Protopsaltul, în cinstea celui care, cu veacuri în urmă, făcea ca la Putna să răsune imnele muzicii bizantine. Viața de obște într-o mănăstire e deosebit de frumoasă când te implici și când nu faci cu scop. Când scopul tău este unul singur, întâlnirea cu Dumnezeu. Călugărul, pe de o parte, este darul oamenilor către Dumnezeu. Pe de altă parte, este darul lui Dumnezeu către oameni. Călugărul este acela care îndrăznește să spună oamenilor că iubirea încă se poate. Părintele Iachint este părintele acestei obști. Mormântul său din cimitirul mănăstirii este un izvor de har. Prezența lui este înscrisă. Interiorul acestei mănăstiri este în aer, cum să spunem așa. Cimitirul este legătura cu părinții noștri, înaintașii noștri. Este o continuitate firească. Părintele Stareț este ucenic direct de inimă al părintelui Stareț Iachint. Cred că aceasta a dominat, în primul rând, în viața acestei obști. A iubi pe semeni, a iubi pe Dumnezeu. Și acestea nu se întâlnesc decât pe deplin în Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. Noi suntem cei cărora l-ai promis că dacă vor lăsa mamă, tată, iubită, frate, prieten, însutit vor primi înapoi. Iată, mi-am lăsat 2 părinți, o iubită, 3 frați și 200 de prieteni. Dă-mi de 100 de ori.
prin mormântul Sfântului Ștefan și prin tot ceea ce ne-a rămas nouă și avem moștenire aici, îngenunchem în fața sfinților noștri strămoși. La putna să venim și să învățăm să gândim și să plângem românește. Putna este o lumină care încă mai pâlpâie, este o candelă aprinsă. Este o candelă aprinsă și așa trebuie să rămână și sunt convins că va rămâne cu ajutorul Dumnezeu.